Procedura de montare pentru motocoasa FS55. Se scoate utilajul împreună cu accesoriile din ambalaj. Pașii de montare ai motocoasei sunt: se așează motocoasa pe pământ, baza fiind reazemul de la motor. Fixați mânerul de comandă pe capătul ghidonului de cosit, folosind șurubul și piulița. Montați ghidonul de cosit pe tija motocoasei cu ajutorul celor două pleme și a celor patru șuruburi pe care le strângeți în cruce. Pe tija motocoasei, fixați brățara de care se prinde kinga, aceasta oferă o mare libertate de mișcare la utilizarea motocoasei. Apoi se montează apărătoarea în funcție de dispozitivul de cosit, cu ajutorul șuruburilor din dotare. Montarea uneltelor tăietoare. Pașii de montare a uneltelor sunt: țineți motocoasa în așa fel încât sistemul de prindere al motocoasei să fie orientat în sus. Pentru fixarea uneltei tăietoare sunt necesare discul plat, șaiba dințată, discul oală și piulița. Împingeți discul plat pe axul motocoasei. Pentru montarea de montare a uneltelor tăietoare se blochează axul cu ajutorul blocatorului dor, șurubelniță, cotită. Împingeți dornul, blocatorul, șurubelnița cotită în orificiul din mecanism. Apoi rotiți axul motocoasei până când dornul blochează. Poziționați unelta tăietoare pe discul plat. Introduceți șaiba dințată și discul oală pe axul motocoasei.
Strângeți piulița cu cheia combinată în sens opus a celor de ceasornic. Îndepărtați blocatorul. Procedura de pornire. Pașii de pornire ai motocoasei sunt: alimentarea cu combustibil. Pentru a deschide capacul de la rezervor, acesta se rapatează până când ajunge în poziția verticală, partea de culoare neagră, și se rotește contrar sensului orar. Apăsați pompa de combustibil de cel puțin 5 ori, aflată foarte aproape de clapeta shock. Prin aceasta procesul de pornire este ușurat. Apăsați simultan blocajul manetei de accelerație și maneta de accelerație. Țineți ambele butoane apăsate. Împingeți butonul combinat de pe mânerul de comandă în poziția start și țineți-l în această poziție. Slăbiți simultan maneta de accelerație, butonul combinat și blocajul manetei de accelerație. Motocoasa se află acum în poziția de start. Când motorul este rece, clapeta start trebuie închisă. Pentru aceasta aduceți maneta shock în poziția corespunzătoare, butonul fiind poziționat spre partea stângă. Trageți încet cu mâna dreaptă de mânerul demaror până când opune rezistență. Apoi trageți repede și puternic de mânerul demaror. Când mânerul dă primul rateu sau cel puțin mai târziu după a cincea demarare, deschideți șocul prin deplasarea manetei clapetei de pornire spre dreapta, trageți din nou de cablul demaror, motorul pornește. Imediat ce motorul este în funcțiune, apăsați cu butonul de accelerație. Butonul combinat va sări acum de pe poziția start în poziția de funcționare, poziția 1. Motorul funcționează în gol. Dispozitivul de cosit, cuțit metalic, tambur, fir, nu se mai rotește. Pentru oprirea motocoasei, împingeți butonul de pe mânerul de comandă în poziția stop.